Peste 100 de șoferi care au parcat pe locurile cu tax au omis să-și plătească staționarea și au plătit scump. Se întâmplă în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, unde polițiștii locali au fost cu ochii pe șoferii neglijenți. Amenzile pentru cei care nu achită taxa de parcare pot ajunge până la 250 de lei. Au parcat pe locurile cu taxă, dar au uitat să și plătească. Este vorba despre aproape 100 de posesori de autoturisme care au neglijat plata pentru staționare. Taxa de parcare este de 2 lei pe oră, iar amenda, dacă nu o plătești, poate ajunge până la 250 de lei. În conformitate hotărârea de Consiliul Local numărul 58 pe 2022, oprirea, staționarea, parcarea în spațiul de parcare fără a deține un abonament valabil, fără a fi achitată taxa de parcare sau fără a avea afișat tichetul eliberat de parcare, parcometru sau abonamentul la loc vizibil pe bordul autovehiculului constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de la 150 la 250 de lei. De la începutul anului până în prezent, polițiștii locali din cadrul serviciului circulație au constatat și sancționat peste 121 de astfel de fapte contravenționale. Banii proveniți din plata amenzilor ajung în conturile primăriei, iar de aici sunt redirecționați către servicii de întreținere și amenajarea de noi locuri de parcare. Sursele de finanțare pentru realizarea de parcări în municipiul Drobeta-Turnu-Severin nu sunt foarte multe. N-am avut fonduri europene disponibile pentru așa ceva, de aceea cea mai mare sursă de finanțare pentru realizarea de parcări în municipiul reprezintă bugetul local. Buget local care, precum știm cu toții, se compune din mai multe segmente. De exemplu, unde s-au realizat parcări de reședință între blocuri sau parcări în zona centrală a municipiului Drobeta-Turnu-Severin care sunt cu plată, toți acești bani, de cele mai multe ori și în cea mai mare parte, merg către realizarea de noi parcări în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Banii din parcări, dar și banii din amenzile pentru cei care parchează în locuri nepermise, se fac venituri la bugetul local și vor merge cu acești bani către realizarea de noi parcări în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Avem multe situații când severinenii parchează pe locurile, de exemplu, cu handicap, care sunt rezervate persoanelor cu handicap. În municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în zona centrală, abonamentul anual pentru plata unui loc de parcare este de 460 de lei pentru locurile special amenajate. Pentru locurile de parcare de reședință între blocuri există o licitație publică, prețul de pornire fiind de 150 de lei pe lună.